Boala rară care o face pe o fetiță să mănânce fără încetare o sperie de-a dreptul pe mama sa. Femeia a recurs la măsuri drastice. La doar 5 ani, micuța a ajuns să cântărească 45 de kilograme. Medicii spun că nu există tratament. O tânără mamă trece printr-un adevărat calvar. Pe vremea când avea numai 6 luni, fica sa a fost diagnosticată cu o afecțiune rară pentru care nu există tratament. În prezent, fetița în vârstă de 5 ani a ajuns să cântărească 45 de kilograme. Motivul? Mănâncă non-stop. Problema este că oricât de mult ar mânca, micuța nu are niciodată senzația de sațietate. Specialiștii au diagnosticat-o cu sindromul Prader-Willi. Acest lucru înseamnă că îi lipsește cromozomul 15, care controlează senzația de foame. În Anglia, afecțiunea apare la unul din 15.000 de copii. Cei diagnosticați cu acest sindrom pot mânca de până la 6 ori mai mult comparativ cu copiii de aceeași vârstă. Singurul lucru care poate fi făcut în astfel de cazuri este controlul alimentației. Părinții sunt îndemnați să aibă grijă ca micuții lor să aibă o dietă sănătoasă și echilibrată. Mă asigur că are o dietă sănătoasă și echilibrată, dar îi se permit totuși dulciuri, deoarece până la urmă este doar un copil, așa că nu vreau să o privesc complet, a spus mama fetei. Femeia, în vârstă de 25 de ani, a fost totuși nevoită să recurgă la măsuri neobișnuite. Întrucât fetița sa mergea singură la frigider și lua mâncare pe ascuns, mama a decis să nu îi permită accesul în bucătărie. Astfel, ea a montat un gărduleț. Dacă las o farfurie cu prăjituri pe masă, Harlow le mănâncă pe toate cu ușurință dacă eu nu sunt prin preajmă. S-a întâmplat de nenumărate ori, a mărturisit disperată femeia. Este conștientă de faptul că măsura nu va da roade pe termen lung. Se gândește ca, pe viitor, să pună lacăte la frigider și la dulapurile cu mâncare, relatează redacția.ro.